În filmul tău se vede că în anii 70 mulți studenți iranieni veneau în România. Poți să-mi spui de ce? Veneau mulți studenți din Orientul Mijlociu, din țări precum Siria, Palestina, Iordania, Israel, Iran. Acești studenți veneau pentru că România cumva era o țară închisă către blocurile mari, spre țările imperialiste în anii 80 și deschisă spre țările non-aliniate. Și era un fel de ăsta, schimb între țările non-aliniate, multe din Orientul Mijlociu sau din Africa, acest schimb constând în studenți care veneau în România și ingineri și muncitori români care mergeau în țările respective să participe la proiecte de infrastructură, să construiască lucruri, de exemplu, în Iran, Tractorul Brașov avea o fabrică în Tabriz, am găsit și arhive de acolo cu muncitorii români care lucrează în Iran, în schimb, studenți de multe ori afiliații unor familii bune sau chiar politic veneau în România. Iranul vine din preocupările mele, din interesul spre această țară, din faptul că pentru mine Revoluția Islamică din Iran și Revoluția Anticeaușescu din România sunt una din cele mai importante revoluții ale secolului 20 și cumva de aici vine interesul spre cele două țări și spre cele două povești din film. Și practic a pornit din toate părțile, nu-i așa? Adică tu pare că te-ai plimbat prin toate arhivele care ți-au fost disponibile. Înțeleg că despre arhiva din Iran nu ne poți spune foarte multe, dar cu siguranță ne poți spune sursele imaginilor. Ați avut consultanți și ați trecut prin dosarele procurate de Mihai Burcea, consultantul vostru istoric, și prin arhivele audiovizuale din România. Da, eu în Iran am călătorit și înainte, am fost și în alte țări din Orientul Mijlociu, dar Iranul a rămas așa o țară mai aproape de mine, societatea, oameni de acolo, am și mulți prieteni și am avut și o consultantă pe text, Shirin Kalantar, care s-a uitat pe textul Zahrei și am discutat mult despre personajul ei. Sunt foarte pasionat de cinemaul iranian, mai ales de cel de ficțiune, documentare nu prea au ajuns la mine, am văzut, bineînțeles, în perioada de pregătire, dar e mai greu sunt mai greu de accesat cumva documentarele din Iran, cum bine știm, filmele de ficțiune sunt favoritele festivalurilor, au fost și sunt foarte căutate și apreciate. Și chiar mie mi se pare, adică sunt anumite legături, mi se pare, între cinemaul iranian și cinemaul românesc, în filmul de ficțiune, o anumită preocupare spre social, spre minimalism, spre și felul de a filma și, mă rog, nu știu dacă există neapărat, dacă există articole sau dacă s-au făcut paralele asta până acum, dar e un lucru la care, mă rog, m-am gândit. Revenind la întrebare, în Iran, după lungi încercări, am găsit un producător care ne-a ajutat cu arhivele, o persoană a cărui nume nu-l putem dezvălui din motive de siguranță. Guvernul din Iran, precum guvernești din alte țări, e foarte interesat de o anumită imagine, de construirea, păstrarea unui anumit trecut și construirea unui prezent din unghiul lor. Și atunci arhivele folosite de alții pot să meargă pe alte direcții, să denatureze imaginea care au ei despre ei. Am înțeles că au fost și scandaluri în trecut, pentru că în Iran media e împărțită. Există televiziunile și presa controlată de guvern din interiorul țării și televiziunile din afara Iranului, pe care iranienii le prind cu ajutorul antenelor parabolice, care erau interzise într-un timp, dar acum au majoritate, iar acele canale fac o propagandă inversă, anti-guvern, dar de multe ori și aceea este foarte, în tușe foarte groase. Și acele canale de opoziție au făcut rost de arhive și a fost așa un mare scandal pentru că toată lumea se uita la acele arhive reinterpretate în tușe destul de groase.
Ne-a fost greu, am găsit pe cineva care a reușit să ne procure materiale de propagandă de la televiziunea din Iran, fragmente de documentar și arhive personale și am mers cumva în paralel cu ce primeam din Iran, care ajungeau greu la noi, viteză de dial-up și stăteam zile, săptămâni să primim un film, în paralel cu căutarea de arhive aici. Am lucrat cu Mihai Burcea pe partea de documente de la CNSAS și de arhive, să zic, scrise și am avut un cercetător de arhive din Germania, Steven Mayer, care ne-a găsit câteva arhive din vest, dar nu prea am vrut să apelăm la arhive din vest, tocmai datorită privirii colonialiste, privirii vestice asupra Iranului. Voiam lucruri de acolo, filmate de iranieni, chiar dacă erau materiale de propagandă. Și materiale găsite de Steven Mayer sunt foarte, așa, foarte, sunt câteva cadre în film provenite din vest, care pe lângă faptul că era această privire asupra societății iraniene sau alte societăți și costau foarte mult. Și la fel ai procedat și cu Revoluția Română, din câte am văzut din sursele genericului tău, majoritatea sunt surse autohtone, surse filmate de cineași români, deși știm că există o cantitate foarte mare de material filmat în timpul Revoluției și imediat după de jurnaliști străini. Da, m-am uitat și la imagine filmate de jurnaliști străini și pe Getty s-am găsit, sunt destul de multe care pot fi consultate la liber și bineînțeles costă după aia să le folosești în film, dar da, e cu totul altă privire, așa de exemplu. Mă aduc aminte de Timișoara, cât de mult s-a apăsat pe groapa comună de la Timișoara și televiziune străine care filmau cadavre și apropiau prin planuri, detalii, totul era pe emoție și după care s-a descoperit că acea groapă comună, nu neg numărul de victime, niciun caz, acea groapă comună era cimitirul persoanelor fără adăpost, adică care muriseră cu mult timp înainte de Revoluție, dar presa străină apăsa pe lucruri fără să le verifice, deci sunt complicate lucrurile astea. Și pentru România, da, am ales arhive din România. Mi se pare că imaginile pe care le ales cu România, cele de final, cele de după Revoluția Română, sunt surprinzător de luminoase. În ciuda faptului că în text, textul epistolar pe care l-a scris Lavinia Braniște, se precizează o decădere, dar imaginile pe care tu le folosești, în ciuda faptului că, da, sigur, știm să le decodăm, știm că a venit un consumerism derizoriu și cu oamenii vor rămâne imediat fără bani, dar sunt imagini frumoase și vreau să le întreb puțin chiar despre imaginile astea. Sunt cele mai bune imagini pentru perioada respectivă pe care le-am găsit și ele sunt filmate de colectivul Sahia, care colectivul Sahia, trecând de la Revoluție la capitalism, nu a făcut o schimbare majoră. Felul în care filmau un comunist și felul în care îl filmau pe Ceaușescu s-a transformat în a filma produse. Deci în loc de Ceaușescu a apărut Coca-Cola. Și erau filmate la fel, extrem de luminos și extrem de propagandistic cumva. Iar de aici vin aceste imagini luminoase, dar care sunt contrazise prin textul Lavinie. Poate nu suficient de mult încât să creeze un contrast dacă rămâi cu impresia de imagini luminoase, dar e mult mai interesant decât să arăți imaginile alea decrepite, zguduitoare, care arată foarte fățiși sărăcia de la începutul perioadei post-decembriste. Adică de asta mă mira că tu te zâmbi și ne-ai spus acum ca și cum ar fi fost de la sine înțeles pentru tine că imaginele ar trebui să fie acolo, dar de fapt nu ele sunt imaginile tipice pe care oamenii le văd atunci când se interesează de zorii capitalismului în România. Am început spunându-ți că mi s-au părut, bun, cuvântul ăsta, cele mai bune, nu știu, cele mai edificatoare, cele mai cu sens pentru perioada aia, adică pentru mine oameni care se bat pentru Pepsi și sticle de Pepsi de plastic aruncate dintr-un camion și lupta pentru alea și mașinile cu Lucky Strike care merg în toate direcțiile prin centrul Bucureștiului mi-au spus mai mult decât alte imagini chiar mai light sau mai dark din alte arhive și cred că le-am găsit locul lor într-o perioadă atât de incipientă, de la începutul perioadei de montaj încât știi, le-am
am ținut cu dinții cumva de ele. Aveam și imagini mai întunecate, într-adevăr, dar nu, tocmai asta nu-mi place să apăs prea mult pe anumite lucruri. Uite așa, erau oameni săraci filmați, în reportaje la TVR erau multe cadre de-astea, dar da. La Iran nu te-ai sfiit atât de mult. La Iran se simte inclusiv că pe măsură ce situația politică se degradează și imaginea se degradează, adică pare că după imaginele alea foarte frumoase de protest, calitatea imaginii începe să scadă odată cu scrisorile venite din Iran în care se spune că s-a transformat într-o revoluție islamică și că de fapt oamenii care au pus mâna pe putere degradează idealurile care au stârnit revoluția. Cu Iranul a fost foarte greu pentru că am avut mult mai puține arhive decât în cazul României și acolo se degradează pentru că la începutul anilor 80, când are loc revoluția în Iran, sfârșit de 70, 78, 79, în Iran mai există încă peliculă de calitate bună. Era Shahul, care avea relații bune cu vestul, care pe lângă ultimele tipuri de avioane și armament primea și peliculă bună, avea și legături bune cu Franța. Treptat, Iranul din 80 intră într-un război crunt cu Irakul, după ce Irakul atacă teritoriul Iranului și treptat pelicula, datorită embargoului pus de vest spre economia Iranului, cum se întâmplă și acum, se găsește tot mai puțină peliculă și tot mai de proastă calitate. Și da, lucrul ăsta se vede și în arhivele rămase, multe sunt digitalizate după role de peliculă care nu mai există acum. Apar pixel, apar blocuri, erau lucruri și dacă aș fi vrut nu mai puteam înfrumuseța imaginea după aia. Și societatea devine tot mai gri și tot mai închisă, dar m-am ferit de unele clișee cât am putut. Nu știu, de exemplu, imaginile care în vest apar tot timpul cu șiiții care au ritualurile lor de autoflagelare pe care le tot vedem și lumea spune, a, uite, barbaria. N-am vrut, am vrut să echilibrez cumva lucrurile și chiar eram curios cum va fi întâlnirea acestui film cu publicul iranian și am fost plăcut surprins ca majoritatea celor care l-au văzut să spună că e o privire foarte echilibrată și nu văd o perspectivă din vest, văd o înțelegere față de țara și de societatea lor și văd lucrurile bine puse, bine, mă rog, lucrurile cumva asumate și apropiate de o perspectivă a lor. Hai să vorbim puțin despre cadrele cu mase în filmul tău, că ele apar în mai multe ipostaze, există masa revoltată și acolo sunt niște imagini de dreptul fabuloase. Există masa submisivă, masa momentele acelea de coreografii imense pe care le vezi mai ales în momentele cu România, momentele de stadion, probabil 23 august, cântarea României, așa ceva, coreografii cu tineri. Și mai există și aici mi se pare o paralelă interesantă, masa într-un delir religios, nu-i așa, acele ritualuri care mi se pare că vorbesc cu masa pe care o arăți la finalul filmului în București, probabil cu toți acei oameni care aleargă absolut hipnotizați după camioane cu Coca-Cola. Vreau să-mi spui care e privirea ta despre mase în filmul ăsta. În prima parte a filmului, chiar dacă apar mase, cumva mi se pare că am dat mai mult spațiu oamenilor, persoanelor scoase în afară, prin planurilor sau lucru care se întâmplă atât din text, cât și din muzică, cât și din tipul de material pe care l-am folosit, inclusiv imagini cu medicii, cu bâlciu, cu camera se apropie mai mult. Iar e un moment în film, după cadrele cu trenul, când urmează, e un material de propagandă de la Cântarea României cu bărbați în salopete, dansând, e un moment ăsta aproape mitologic, da. Da. Da, poate uneori nu știi foarte clar unde te afli și nici nu cred că trebuie neapărat să știi. E un moment din Cântarea României
în care e un fel de momentul respectiv, vorbește despre nașterea omului nou, începe cu un, ceea ce nu e acum în film, un bărbat și o femeie, un bărbat care îi pune o caschetă de muncitor pe capul femeii și începe să danseze și împreună din furnal, dintr-o nebunie de asta energetică, de topitorie, iese omul nou cumva, omul comunist, și am tăiat începutul și am intrat doar cu masele cumva, pregătind momentele ulterioare cu masele, în care îmi place mult și ca muzică și ca exact materialul din obținut de la Arhiva Națională de Filme original, cu da, cu acest dans cu furnalul, și din acel moment intrând tot mai mult spre finalul anilor 80, când intervine raționalizarea, plătirea datorilor externe, când regimul Ceaușescu devine tot mai dur, la fel ca regimul din Iran, cumva masele apar mai mult în film. Cumva Zahra și Maria sunt tot mai apăsate de prezența maselor. Și un lucru care s-a construit și în montaj, cumva, pentru mine, războiul din Iran a fost iar un eveniment pentru iranieni și irachieni, echivalentul celui de-al doilea război mondial, pentru, cum a fost pentru europeni. Au murit 1 milion de oameni de ambele părți, a fost un război total idiot, cumva, în sensul că a început dintr-un punct de la o tensiune legată de o graniță, iar după 8 ani de război, granița a rămas în același loc, doar cu milioane de oameni morți și radicalizări. Și din acel război mergem pe stadioane, unde oamenii pentru mine sunt ca un fel de pioni, ca un fel de mici roboței așa, care dansează. Iar legat de ce mă întrebai de momentul acela religios, e un moment care mi s-a părut foarte puternic vizual, probabil în mormântarea cu cei mai mulți oameni prezenți, cum se ia, din istoria omenirii, nu știu, au fost da, parcă 2 milioane de oameni, sau la moartea lui Khomeini, fondatorul Republicii Islamice, și ea coincide cu, se întâmplă în 89, câteva luni înainte de căderea lui Ceaușescu, și așa mi se părea că funcționează bine în momentul ăla. Și iar pentru, cumva, mi se pare că pentru cine știe detaliile astea, na, poate cineva care e apropiat de Iran sau funcționează la nivelul ăsta că se conectează cu anul respectiv, dar poate funcționa și pentru cineva și nu trebuie să vii aici, să te uiți la film neapărat citind despre istoria Iranului, sau mi-aș dori să fie un film deschis și pentru oameni care nu sunt neapărat preocupați de istoria celor două țări. A fost interesant că la una din discuțiile de după proiecția filmului, o femeie din Iran mi-a spus că îi se pare foarte edificator cadru cu sicriu, care e tot legat de momentul de care vorbeam mai devreme, de mormântarea lui Khomeini. În acel an, în 88, au fost foarte mulți activiști de stânga și socialiști omorâți în Iran, și pentru ea ăla e momentul așa de ruptură în istoria țării ei, cumva. Știam și eu de lucrul ăsta, dar mi se pare interesant că spectatorii se conectează și asta e un lucru pe care îl știm, critici îl știu cel mai bine, că spectatorii se conectează diferit în funcție de bagajul fiecăruia și sentiment mental și ideatic. Și formatul ăsta de found footage, de montaj, colecție de imagini, te invită să o alegi pe ta mai mult decât orice, adică asta e de fapt frumos, că îți dai seama că oamenii se agață de o imagine care altora li se părea doar din secunde, ori de un minut, etc. Vorbeam puțin mai devreme despre posibilitatea interpretativă ca protagonistele tale să fie avut o relație romantică. Și spuneai că mai degrabă Lavinia Braniște a sugerat asta în text. Și m-am gândit în răstimp că de fapt ce mi-a dat mie cea mai puternic senzația de relație între ele două nu a fost textul Laviniei, ci o alegere de montaj a ta. Când Maria îi spune că a fost la mare, s-a uitat în zară, dar tu nu alegi să ne arăți zară, era foarte ușor să găsești pur și simplu o imagine cu marea și cerul deasupra, tu arăți foarte scurt o femeie la plajă și după aceea un cadru greu de identificat, dar cu un corp feminin întins pe nisip care face plajă, și mi se pare că aia a fost o pulsiune homoerotică foarte puternică.
ce încerc să spun este, mi se pare că vine și din montaj, mi se pare că vine și din regia ta, sugestia homoerotismului dintre cele două. Da, ce spuneam mai devreme, că unele lucruri sunt mai clare în film, nu știu, Zahra vine din Iran, dau un exemplu, decât alte lucruri, la fel de importante, și filmul a fost nominalizat la premiile Teddy Awards la Berlin și mi s-a părut o interpretare interesantă uneori, chiar dacă lași anumite lucruri la graniță. Sunt lucruri pe care le-am discutat cu Lavinia, dar cum spuneam, nu... mi se părea că sunt multe în film, sunt două personaje, sunt multe arhive, e România, e Iran, cum definim relația dintre ele, cum o reprezentăm. Eu sunt bărbat alb european, vorbesc și despre Iran, vorbesc despre femei, vorbesc despre relație queer, sunt multe elemente și cumva, dar nu vine dintr-o neasumare cumva, din faptul că la fel cum spune Abbas Kiarostami, unele lucruri nu trebuie neapărat foarte clar subliniate într-un film, adică pot fi lăsate spații și de multe ori lucruri se întâmplă în spațiile lăsate goale sau în lucrurile care nu sunt clar definite. Camera poate fi într-o direcție și lucrurile să se întâmple în spatele ei și atunci spectatorul să adauge lucruri. M-am bucurat când am văzut că filmul a fost nominalizat la premiile Teddy Awards, la premiile queer de la Berlinale și, cum spuneam, pentru mine nu am vrut să definesc într-o manieră așa foarte clară și să scriem în sinopsis că... Și cred că relația poate să fie, poate să nu fie, depinde de investirea pe care o aduc spectatorii în poveste. Dar sunt anumite elemente care te duc în direcția aia. Cum spuneai și tu mai devreme, și în momentul în care ea spune că vreau să te țin de mână, să sărim împreună, adică pot fi. Și bărbații negru, dar și aici am vrut să fiu un pic ambigu, adică de ce îi urmăresc bărbații, de ce sunt urmărite cele două personaje de bărbații negru, da? Pot fi pentru că ei au aflat că e o relație queer între ele sau pentru că una din ele e studentă străină, cum spuneam, erau studenții urmăriți, vine dintr-o familie cu un background politic, tatăl ei e de stânga, deși nici lucrul ăsta, pentru mine erau clare la început, nici lucrul ăsta nu e foarte clar în film, că tatăl ei a fost implicat politic, e o sugestie la un moment dat, da. Deci cred că unele lucruri sunt mai clar definite și a fost și intenția mea să las anumite spații de spații mentale în film. Mă gândesc la o replică din film, mi-e frică de dublu înțelesuri și vreau să te întreb cum ai gândit tot așa îmi spune sau nu. Spune puțin cum ai gândit fetele astea în relație una cu alta, adică ce le diferențiază, ce le apropie, cum au fost gândite ele în cel mai arhetipal mod, atunci când ați început, când ai început să te gândești la film. Da. Acum, felurile în care m-am gândit la ele la început s-au schimbat mult pe parcurs, din diferite rațiuni, și din rațiuni de montaj, care e așa o chestie, și din rațiuni de cât text intră în film, și din faptul că noi, cu filmul, na, fiind un organism viu, de-a lungul timpului se schimbă deciziile și tu, ca cineast, te schimbi în raport cu filmul. La început, povestea lor a fost inspirată de discuția pe care l-am avut cu mama mea despre anii de studenție. Și în Maria se regăsesc elemente din mama mea. Mama mea a fost studentă la medicină, la Cluj, nu la București, a lucrat la un dispensar la țară și personajul Mariei pleacă la un moment dat departe de părinți la țară. Îi e greu și mamei mele a fost greu, a fost într-un sat destul de îndepărtat unde a lucrat. Ai mei aduceau în anii 90 produse din Turcia, aveau un magazin și le desfăceau, le vindeau în orașul în care locuiau. Deci sunt elemente din biografia mamei mele. Iar Zahra a fost mai degrabă construită din materialele de arhivă, din documentele găsite de Burcea la CNSAS, pe baza documentării Laviniei, din cărți despre Iran, din filme pe care le-am văzut,
Și cele două personaje erau gândite cu diferent, erau diferențe între ele. Maria era mai avea, să zic, o viață mai puțin activistă, mai casnică, cumva mai obișnuită cu viața cotidiană, fără speranța unei mari schimbări. Zahra venea cu o altă încărcătură, mai emoțională, mai încrezătoare într-o posibilă schimbare, venind dintr-o familie cu un, cum spuneam, cu un background socialist, tatăl ei intelectual, profesor la, la facultatea din, din Teheran și influențată de poveștile tatălui ei, de asta și el când dispare în film, pentru ea e o, o ruptură extrem de puternică. Bun, dar ce zic eu, e o lectură pe lângă, pentru că multe din lucrurile astea nu sunt în film, știi? Clar, da. Ea vine în România, Zahra vine în România și vede o Românie de final de anii 70, vine din Iranul sub șac și îi o pasionează o societate socialistă, o societate construită pe, pe idealizează România venind din Iran și vede anumite lucruri cumva și apropierea și relația cu Maria și lucrul ăsta o face să idealizeze. Și când se întoarce și când află, ea află și întrerupe studiile în ultimul an, află că în Iran se întâmplă ceva mare, că e o revoluție, își dorește să, să ia parte, sperând că va construi un model de socialism ideal, cumva. Ceea ce nu s-a întâmplat în Iran, sau a fost o încercare în 53, când a preluat Mozadec și guvernul lui Mozadec, care a fost dat la o parte printr-o lovitură de stat orchestrată de Statele Unite. Și atunci, da, Zahra se întoarce din România cu, cu idealuri, cu, cu speranțe și luptă pentru un alt Iran, iar treptat intervine dezamăgirea, distanța față de prietena ei, apropierea dintre ele se întâmplă doar prin scrisori, apropierea Zahrei și față de trecutul și de ce a văzut în România, dar optimismul Zahrei din scrisori se întoarce și spre Maria, care în momentul în care se întâmplă revoluția în România nu mai e atât de naivă cum au fost poate părinții noștri care au sperat în Iliescu și nou guvern. Ea spune, mi-e frică, știu de la tine că victorile pot fi confiscate, deci cumva ea prin Zahra se transformă ca personaj. Da, o prezență pasivă. Ce vreau să spun cât îmi vorbeai era că, sigur că nu intră tot ce știai tu în film, dar în continuare se simte că Zahra e o fire mult mai activă decât Maria, care de pare mai degrabă o fire contemplativă și, de fel sau altă, experiența Zahrei o face pe Maria să fie descumpănită de la bun început, adică de fapt participarea la revoluție, oricât de nobilă, nu-i așa, se știe că ea e doctor și doctorul și îi tratează pe răniți. În continuare nu e ceva asemănător cu ce făcea Zahra în momentul revoluției. Da, și cu ce am văzut noi sau acum, da, e greu de vorbit despre experiențe generale și așa, dar entuziasmul pe care l-am văzut la părinții mei și acea un entuziasm total, așa, fără niciun fel de întrebare. Părea că a doua zi, după ce o să plece Ceaușescu și o să cadă regimul, va fi lapte și miere. Nu mai putea exista nicio problemă în momentul ăla. Era multă naivitate, frumoasă într-un fel, dar Maria nu e așa. Maria e mai sceptică un pic la momentul revoluției. Și bun, m-am gândit mult și la reprezentare și la cum vorbim despre comunism, care e un subiect destul de dificil, ceea ce s-a întâmplat la noi, acest anticomunism din cinemaul românesc, în care tot timpul lucrurile erau arătate dintr-o singură direcție. Am vrut să ajung și în anii 90 și să arăt acei ani și venirea capitalismului, inflația, problemele din anii ăia. Deși nu intră mult în film, poate mi-aș fi dorit mai mult, poate, dar cumva povestea lor era încadrată de revoluții, dar depășește și revoluțiile. De asta am ales să fie mai mult în anii 80, fiind această paralelă și acest interval de revoluții. Cum ți se pare că rămâne statutul Revoluției Române în momentul ăsta? Pentru că mi se pare că o
mare problemă cu ea e că a fost fie frugalizată în extrem, fie sanctificat vorbește și că în momentul de față nu este omul lucid de a vorbi despre Revoluție. Da, e complicat și mă uitam și în arhive, sunt unele extrem de dramatice, filmate de Sahia în principal, cu poezii, cu tineri îngenunchiați, tineri în genunchi care recită poezii și plâng și e de un misticism extrem și după aia intervin preoții și cădelnițe și treptat. Mulți din cineaștii Sahia s-au dus în direcția asta, de la filmele de propagandă cu Ceaușescu s-au dus la filmele cu preoți și sunt un film Lumină din Lumină. E clar redescoperirea religiozității, la un moment dat mă gândeam că există și o paralelă între aceste soboruri mari de preoți și preoții iranieni, mulah iranieni, dar am zis că deja mergem pe prea multe direcții și forțăm un pic, da, România devine mai religioasă, nu s-a dus complet în zona în care s-a dus Iranul după Revoluția Islamică. Îmi aduc aminte de primii ani de după Revoluție, perioada în care eram student la UNATC și, da, Revoluția era ceva sacru și încă eram afectați, eram sub impactul, aveam 10 ani la Revoluție, încă mă gândesc la acel moment, dar îmi dau seama generațiile de acum, generațiile tinere, oameni de 20 de ani, văd cu totul altcumva lucrurile. Nu mi-e clar cum se raportează la Revoluție, dar când le spui un film despre Revoluție sau despre Ceaușescu, mai degrabă o atitudine de nu mai vreau să aud de lucrul ăsta. Nu cred că acest film e, adică e și nu e despre Revoluție, despre mai multe lucruri, dar e complicat. Sunt multe, apropo de întrebarea ta la Pleșu, sunt multe răspunsuri care nu, multe întrebări care au rămas fără răspuns. Au mai apărut cărți de curând și cartea coordonată de Andrei Ursu și Mădălin Hodor despre trăgători și mistificatori, care are o documentație bună și în care cumva lucrurile par a fi puse așa pe masă și se vede clar ce s-a întâmplat atunci și cum anumite unități din securitate au tras în armată și cum a fost tot haosul de acolo, dar tot, chiar dacă ai ști fiecare incident și eveniment, tot sunt multe întrebări rămase de acolo. Dar reprezentarea în cinema, da, a fost o perioadă, mi se pare, de sanctificare a Revoluției și de anticomunism. Carizare, mi se pare, adică mi se pare că cealaltă extremă nu e niciun fel mai bun, adică eu cred că trebuie să existe niște lucruri sfinte, sau neapărat sfinte, dar importante în memoria colectivă a unui popor. Adică ce spun e că niște alte extremă în care Revoluția a fost învelită în toate aceste conspirații, nu mi se pare o alternativă mai bună și mai degrabă ce zic eu, că nu există omul lucid de a vorbi despre Revoluție, nu are de-a face cu documentare. Sigur că există o documentare și unele sunt foarte serioase și foarte on point, ca să spun așa, dar mă refer mai degrabă la ceva de suet, la o psihologie a poporului și mi se pare că la asta fac referire când spun că se găsesc doar două extreme, care e ori bagatelizat, ori sanctificat vorbește și asta e o mică problemă. Tu vorbești în general acum, da, nu? General. Că mă gândeam la filme care bagatelizează Revoluția și nu îmi vin în minte, în general, da. Da, că se vorbește de conspirație, de Rusia, de hai domnule că n-a fost Revoluție, că a fost ce a fost. Mi se pare un moment, momentele în care într-o țară se schimbă, se găuresc drapelele și se schimbă numele de străzi și Constituția și sunt momente vitale, un impuls ca la, știi, la inimă, la spital când ridici pacientul. De un moment, o schimbare de sens totală. Și așa, unul din mesajele filmului ăsta pentru mine e faptul că, poate sună așa un pic poetic, visător, utopic, că trebuie să fim atenți cui dăm libertatea asta pe care am obținut-o, că se obține greu. Și asta s-a întâmplat și în Iran. A fost atât de multă efervescență în 79 în Iran, deși regimul Shahului a fost prezentat în vest ca unul eliberator, lucrurile n-au stat deloc așa, a fost o dictatură destul de urâtă și oamenii și-au dorit toate păturile sociale, erau în stradă și Revoluția a fost imediat confiscată de Khomeini și de regimul islamic. La fel și în România, lucrurile câteva zile așa, am sperat că va fi ceva nou care nu știu cum putea fi definit, dar
ceva mai democratic, mai pe orizontală decât fosta securitate și câțiva oameni care au preluat puterea și care au privatizat după aia toate întreprinderile care erau ale statului, apropo de retrospectiva Jilnic de la One World în care se discută despre lucrurile astea. Și da, cred că asta ar trebui să fim mult mai atenți, ne aruncăm, vine, nu știu, sunt alegeri și ești pus la zid, la perete, dacă nu votezi USR-ul, știi, forțele de dreapta, de exemplu, tinerii, nu, multă lume crede că vin așa soluții salvatoare, dar cred că trebuie mai mult să întoarcem lucrurile pe toate părțile și să ne gândim mai bine cui dăm acest elan și mai ales în momentele în care se întâmplă o schimbare reală. Fac asocierea cu Maria și Zahra, la fel, au crezut și au sperat, dar lucrurile nu s-au dus în direcțiile pe care și le doreau.